este decizia între noi și univers. Nu vrem să evoluăm o dată cu universul, că nu vrem. Noi vrem să rămânem la așa care suntem acum, da? Poate suntem bogați de emoția noastră, nu vrem, da? Și atunci, cred că vom la fine. Pentru că e conflictul de care a fost este și mai și, pentru că trebuie să ne gândim că orice gând al nostru este o vibrație, da? Care poate fi măsurată, da? Deci noi le trimitem continuu în univers, iar din univers ne vine acel răspuns. Mi-a fost frică de, mi-a venit. Da? E teamă de, sunt îngrijoată de, îmi vine. Nu mi-e teamă de nimic. Și nu sunt îngrijoată de nimic. Știu, mă credințez, îmi credințez cu Dumnezeu toate problemele mele și El le va rezolva, o să vedeți în acceptarea cum crede El de cuvință că este mai bine pentru mine. Și să vedeți că dacă vă gândiți la viața dumneavoastră, când ați făcut asta, uneori așteptați să se rezolve situația într-un fel. Dar toți doamne bani, când trebuie bani să-mi plătesc facturile, da? Și nu mi-a dat bani, da? Dar mi-a dat altceva, care într-un timp a adus și bani să-mi plătesc facturile. În viețe, da? Deci, atenție la gândurile noastre pozitive sau negative pe care le invitem în univers, între noi, cu emoțiile ne îmbolnăvim, cu emoțiile ne vindecăm. Deci suntem în timpul dualității, da? Deci ia să vedem cum facem. Cu emoțiile, dacă se cerce atunci înainte, dacă suferim, deci am suferit 20 de ani, ca să aflu după 20 și încă 20, așa, că trebuia să spun nu sufăr, sunt foarte fericită și cea mai mare nefericire și poate că venea fericirea, dar n-am încercat, că n-am știut la timpul ăla, da? Dar era de țeamă de viață. Deci aveți grijă și înțelegeți-vă emoțiile corpului dumneavoastră. Organismul uman, atenție, avem o armă extraordinară, intuiție. Ce este intuiția? Este primul gând care îți vine când vrei să faci ceva. Deci, vă dau un exemplu. Trebuia să mă duc să iau niște acte lăsate undeva și eram în apropiere și spun, mă duc să le iau pentru că sunt în apropiere. Să mă duc? Dar bine a spus nu. Ei, nu mă duc, ies la doi pași, mă duc. M-am dus, e mai chis. Da? Și e o vibrație. Deci, corpul dumneavoastră este cel mai bun maestru. Nu e, nu aparatul, nu doctorul poate să știe ce simt exact eu. Când iau o doctorie, când fac o terapie, păi dacă am făcut-o și nu mi-e bine, păi să ne mântuiesc mai mult. Ia să vedem, discut, da? Nu mi-e bine o zi, două, trei de minute spre, pentru că auto vindecarea uneori se declanșează cu durere, dar nu merg la infinit. Dar chem, nu trebuie să ajung la chem. Am răbdare puțin și dacă văd că începe ceva să se miște, înseamnă că rotița a început să se miște și pe drumul ăsta să nu vine. Dacă mănânc ceva, vă dau un exemplu, doar de copilăria mea trebuia să mănânc ciorbă. Am fost pedepsită pentru ciorbă și eu nu vreau ciorbă. Și am descoperit mai fiind că trebuia să mănânc supă, pentru că aveam o hiperactivitate la stomac. Da? Deci copilul, nu vă forțați copiii. Copiii știu, mai ales copiii din lumea de astăzi care sunt de lumină. Ei sunt copiii noi ideale. Ei chiar știu, ar trebui să-i ascultăm noi pe ei. Da? Copilul spune ceva mai mult decât de ce el e, la început nu este deloc în tipare. Mai ales noi copii chiar au probleme mari la școală. Școala este un tipar. Ei nu mai sunt al tiparului. Aici este diferența. Noi nu știm ce vă rog. Deci activați-vă corpul, mâncați ce vă place, faceți ce vă place, citiți cartea care vă place. Hai să vă spun ce se întâmplă când vă place. Când vă place o persoană, o mâncare, o ceva, se eliberează endorfine. În momentul în care s-a eliberat endorfine,
celulă. Te simți bine. Păi dacă iubești și te uiți la persoana iubită, simți că te înălți, că începi să zbori. Deci sângele o ia vicerios afară. Pe parcursul să uitați, dar din când în când
prime fitness. Deci priviți aici, adică exercițiul minții. O să învățăm despre rolul afirmațiilor pozitive, imediat o să vă dăm un articol cu ADN-ul și o să vedeți că se întâmplă să cercetăm pe aici. Unul dintre ele este de câte ori faceți dur, deci dacă ați făcut o dată de 2 ori, de 3 ori, o să vedeți că vă intră în reflex și apoi doar vă gândiți, aveți intenția să spuneți și s-a și produs. Pentru că în univers, el rămâne algoritm și se repetă. El trebuie doar accesat prin atenție și intenție. Deci vreau să-l spun și l-am spus. Da? Fac acest duș care m-a lasă acest ca de Dumnezeu creat. Asta l-am făcut eu. Deci, cum spun aici, puteți să-l face dumneavoastră. Cum vreți. Nu are importanță, dar vă spun și dumneavoastră, vedeți? Deci ideea este că vizualizezi în momentul ăla toată energia negativă, modalia energetică se scurge legat în cetul pământului, cum din foc și este asta, de la da? Și rămâi curat. Când intrați într-un mediu unde nu vă simțiți bine, acolo este ceva. Sunt niște entități care vă deranjează, vă pot face chiar rău dacă vă deranjează pe semnale. Spuneți-vă ceva de curățenie, sau măcar cum te rugăciune. Da? Și să vedeți ce se întâmplă. Da? Aici spun, terapia gestală este, se stă pe spate, cu mânuțele în sus, picioarele ușor departate, spune statul nostru pentru conexiunea cu divinitatea și apoi doar simțiți. Și ce simțiți? De cum am niște hormone. Spune că începe de la 10 la 10 jumătate, întotdeauna. Și după prima terapie, pentru cei care n-au făcut, vor avea o problemă de eliminare, că vor plânge. Se întâmplă și la terapia. Pacientă, mi-am dat 3 zile, nu pot să vă spun. Putea să-mi spună de ce plânge. Deci ieșeau din subconștient și în a treia zi mi-a spus că ea niciodată n-a putut să spună părinților nu. Da? Aveți și părinții. Deci, vă spun o formulă, aveți încredere că totul este posibil și chiar așa și este. Încercați și o să vă minunați. Se întâmplă. Mai este de la metoda Silva, cele 3 degete de la fiecare mână, delete, eu îi spun ca și la computer, sau șterge, anulează, cum vreți dumneavoastră, ștergeți ce vreți, tot ce este, ce simțiți, o afecțiune, o, ceva care simțiți că nu este bine, delete, da? Atunci, toate, eu spun așa, toate programele știute și neștiute, pentru foarte multe, multe știți, da? Funcționează. Iar ormura deja m-am vindecat, este secretul amei. O să vedeți, o să discutăm în detalii atunci. Funcționează extraordinar. Vreau să vă spun că anul trecut, în 2005-2010, a fost emisă din astral pentru pământeni, o cameră de vindecare a fricii, pentru că cu frica ne domină, da? Tot ce se întâmplă acum. Peste tot se induce frica pe orice cale. În această cameră puteți să o vizualizați cum vreți dumneavoastră. Poate să fie și o cameră de palat, cu oglinzi, vedețiene, cum vreți dumneavoastră. Ideea este că într-un colț al camerei arde un foc mic de cesacru, în care intrați și vă luați omizile după dumneavoastră, fricile și le aruncați, le luați. Deci există pe net un joc care a vindecat copiii de cancer. Mitralii au cancer. Da? Deci, pur și simplu, vedeți? Puterea mentală. Deci, luați-le și le aruncați în foc. Luați-le și le aruncați. Și o să vedeți că simțiți că aici blocajele grei se întâmplă, toate blocajele, prima e blocajul, da? Le luăm, le aruncăm și ne eliberăm, ne îndreptăm și pleacă și pare neadevărat, dar este adevărat. Încercați și o să vedeți că suntem divinitate și jocul nostru este un joc atât de intens. Eu folosesc că nu este reclamă gratuită. Dumnezeu, o să vedeți, există într-un BPS, ne-a pus pe lângă noi toate plantele, animăluțele, tot ce avem nevoie ca să trăim bine, să fim sănătoși. Da? Tot cu voia lui Dumnezeu, este a doua țară în lume care a reușit să aclimatizeze ciuperca lui Dumnezeu. Deci ciuperca lui Dumnezeu este o ciupercă care poate ajuta în chiar vindecare incredibilă de cancer, nu numai cancer, diabet, hepatita, o pleacă foarte largă,
și obezitate, eu asta de 21 de kilograme, dar gata, știu eu, dar oricum, discutăm. Așa? Dar, de ce vindecă ea, eu am vrut să știu, în primul rând ea lucrează pe stimularea imunității și reglarea metabolismului. Deci am spus tot după asta, da? Toate afecțiunile treptat, în timp se rezolvă. Cei care doresc foarte tare să facă ceva pentru ei. I-am spus că o transformăm în biorezonator pentru că această ciupercă eu o cumpăr, o purific, o energizez, o algoritmez pentru sănătate și vă dau pe care să dau un mic ca același preț de producător. Și devine biorezonator, ea deja e cu totul ceva din ciupercă inițială. Iar aici sunt... aici este experiență. Am trecut, mi s-a întâmplat ceva la tratamentul distal, m-am bolnăvit în septembrie, pentru că terapeutul, vreau să vă spun că, poate nu știți, dar el își oferă viața. Când mă face chiar o simplă terapie. Deci, o entitate mai puternică decât mine, sunt terapeut mari, care au venit, m-am vins. Și cu ajutorul unui terapeut de la Cluj, mi-am revenit, iar în octombrie am făcut împreună cu el, chiar mi-era un pic teamă și vreau să vă spun că am avut pentru prima dată în viața mea, credeam sau nu credeam ce spuneau alții, dar mi s-a întâmplat și mie. Deci, în timpul transmisiei, n-am văzut decât o putere extraordinară scântei alb-argintii la sudură, da? Și din ea, la un moment dat, a ținut un porumbel alb și eu am spus, așa cum spune aici, Doamne, este Sfântul Duh. Nu știu de ce am spus, de ce am simțit. Deci este ce s-a întâmplat. Percepțiile noastre sunt extraordinare, dar noi ne-am pus în tipare și n-am văzut să ne deci eu mai spun ceva, dacă tu nu ești, eu nu pot. Dar ce înseamnă asta? Deci dacă tu nu vrei